Salutare tuturor, mașina am fi la un nou episod, data asta vom juca ceva League of Legends și suntem cu Urgot pe topă, jucăm împotriva lui Jax și am venit cu niște rune destul de interesante și voi încerca să îl bat pe acest Jax. Și avem Summon Aerie, Mana Flow Band, Absolute Focus și Scorch. Absolute Focus și Scorch-ul îmi dau foarte mult damage și da, asta îmi dă deja niște trade-uri destul de bune și mi-am consumat destul de multă mana. Avem Shield Bash și Bomb Plating plus damage, cred că o să primim un gank. Damage și health. Da, m-am blocat minimum puțin acolo. Așa, nu cred că mai trebuie să mai... Hai că am luat kill-ul. Mai trebuie să mai dau Ignite-ul, destul de bine, un prim gank foarte bun. Și da, este deja 2-1 pentru echipa mea. S-a făcut un kill pe bottom. Și atât. Și unul eu. Și cine a murit? A murit Malzahar, suportul. Deci două kill-uri pe bottom, de fapt. Și ce este cu build-ul acesta? De fapt, nu build-ul, runele. Sunt foarte enervante la început pentru că am bomb plating, nu mi-au așa mult damage. Plus shield bash care face cam același lucru. Tot nu mi-au așa mult damage. Mi se pare că mi-am dat bait aici destul de frumos. Și l-am luat. Destul de simplu kill-ul acesta. Și încă un kill ușor, dar vine Master Yi și cred că voi muri. Da. Trebuie Master Yi. Și destul de ușor kill-ul. Și ai murit. Și ai murit. Și tu. Da, m-au salvat ăștia, 40 HP. Și au dat surrender, destul de ușor. Bun lume, deci cam asta a fost meciul. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume, pa!